Bună tuturor, sunt Ana Ruxandra Panghe, sunt redactor șef la revista Unica. Ne revedem miercuri de la 12 pe Facebook-ul unica.ro cu teme de interes despre frumusețe din interior spre exterior și invers, machiaj, lifestyle și vedete. Astăzi avem o temă foarte frumoasă și de interes, o temă foarte potrivită pentru vară. Vorbim despre alunițe cu un specialist, desigur nu vorbesc de capul meu. Până începem într-un minut maxim, vreau să vă prezint din nou revista Unica de iulie. Este ediția de iulie care se află acum pe piață și pe care o găsim în trei locuri. Odată la chioșcurile de ziare stradale, în lanțurile magazinelor Metro și în rețeaua InMedio din mall-uri. Și încă o chestie, am văzut-o ieri, am văzut revista Unica ieri la magazinul de presă din Kaufland. Nu din Kaufland, dinaintea intrării în Kaufland. Deci posibil să fie acolo, deși nu tot timpul, că m-am interesat și nu o distribuim tot timpul acolo. Aceasta este ediția de iulie a revistei, care se află acum pe piață. Mi este foarte dragă, avem în interior multe poze frumoase cu familia Ibaca. Prima ședință foto în patru, pentru că Andreea Ibaca așteaptă bebe numărul 2. Avem în interior și interviuri foarte frumoase cu femeile care au fost nominalizate la premiile GOPO de anul acesta, premiile GOPO care doar ce au avut loc săptămâna trecută. Și am aflat câștigătoarea, Diana Cavaliotti. Avem multe shooting-uri și ședințe foto cu de beauty. Avem pe acesta foarte colorat, făcut de Diana Ionescu. Este superb. Avem un editorial splendid de modă și beauty cu Iulia Vântur, pe care am prins-o în cele câteva zile cât a stat în țară și este aici un editorial splendid, dar și multe alte interviuri și pagini foarte frumoase de beauty și modă pe care le-am făcut împreună cu echipa. Nu mai zăbovim, intrăm în subiect. Vorbim astăzi despre alunițe cu doamna doctor specialist dermatolog Adelina Vasilescu de la Clinica Avra Institute. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Mulțumesc că sunteți astăzi aici și că ne ajutați să aflăm mai multe despre alunițe. Vă rog! Și eu vă mulțumesc pentru invitație! Ne bucurăm și ne bucurăm că ne-am sincronizat și vorbim astăzi despre alunițe. Voi puteți să puneți în secțiunea de comentarii de sub live întrebări, iar noi vă vom răspunde nu chiar în timpul emisiunii, după. O să mă sfătuiesc cu doamna doctor și vă formulăm răspunsuri. Vreau să aflăm de la dumneavoastră care ar fi, pe parcursul acestei emisiuni, care ar fi semnalele care ar trebui să ne ducă, să ne trimită la doctor, la dermatolog, pentru control al alunițelor, ce ar trebui să ne sperie și cum ar trebui să ne motivăm să ne ducem. Pentru că am foarte multe colegi, chiar și persoane din familia și din cercul meu de prieteni, care îmi spun că îi deranjează sau îi îngrijorează cel puțin o aluniță de pe corp sau de pe față, dar îmi cer părerea, tu ce zici, să mă duc, mi-e frică, cred că le este frică de ce ar putea să afle sau de diagnosticul care ar putea fi dat. V-aș întreba, în primul rând, ce sunt alunițele? În termeni medicali, noi le numim formațiuni tumorale benigne, dar nu trebuie să ne sperie denumirea asta. Sună, într-adevăr. Da, sună destul de urât. Ele sunt niște colecții, niște grupări de celule care s-au dezvoltat puțin anormal. Chiar și cele benigne care nu au absolut niciun risc. Deci sunt niște celule puțin modificate, care produc mai mult pigment de cele mai multe ori. Uh-huh, uh-huh. Și de ce ne este frică să mergem cu ele la doctor? Cum ar trebui să ne motivăm să facem pasul ăsta, să mergem? Când avem o aluniță care ni se pare un pic mai urâtă, arată diferit față de celelalte, asta e foarte important, dacă avem mai multe și avem una care arată puțin diferit, și mai ales dacă nu am fost niciodată să ni le vadă cineva. Trebuie să avem o vizită inițială, iar apoi, în urma sfaturilor, se poate reveni de obicei la un an, dacă nu e nicio problemă cu niciuna dintre ele, sau se pot stabili vizite mai dese, la 6 luni, la 3 luni, dacă avem ceva suspect de urmărit. Ce determină apariția alunițelor? De ce unii avem mai multe, așa cum sunt și eu, și alte persoane nu au deloc pe corp?
Cel mai important este tot factorul genetic. Uh-huh. Deci, semănăm de obicei cu părinții sau bunicii, avem predispoziția ca un anumit număr să ne apară la un anumit moment în viață. Dar, din păcate, le grăbim mult apariția cu expunerea cronică la soare. Deci apar mai repede, iar cele deja existente pe corp se măresc. Da. Deci cumva factorul genetic este motivul principal. Este baza, da, și apoi noi le influențăm cu soarele, cu expunerea la soare. Cumva dacă suntem persoane care petrec, nu știu, poate prin natura meseriei sau, nu știu, a locului în care trăim, exact. Dacă ne expunem mai mult la soare, suntem și suntem predispuși, avem o predispoziție genetică, da. Înrăutățim cumva situația. Exact, și sunt cele mai predispuse, sunt fototipurile deschise, 1, 2, 3, deci cu piele albă, păr deschis la culoare, care mai degrabă se ard când se expun la soare decât se bronzează direct. Da. Am putea spune că românii cumva sunt în categoria aceasta. Nu avem fototip închis în general la noi în România. Și apropo de detaliul, de aspectul ăsta, am întâlnit tot printre cunoscuții mei persoane care, fiind mai cu pielea mai închisă, spun: lasă că eu nu mă ard, nu m-am ars în viața mea la soare, ce să mai port, vreau și eu să mă bronzez puțin mai mult, de ce să mai port factor de protecție? Nu înseamnă că sunt feriți dacă au pielea sau tenul mai închis, nu? Nu. Într-adevăr, cum observă și ei, nu se înroșesc, deci nu au arsuri solare. Dar soarele degradează, razele ultraviolete degradează colagenul, îmbătrânesc pielea mult mai repede și sunt și ei predispuși la anumite tipuri de cancere de piele. Adică nu sunt în afara oricărui pericol din cauza că au tenul mai închis. Exact. Așa cum spuneam mai devreme, ce semnale există legate de alunițe și ar trebui să ne trimită mai repede la doctor? Ce să observăm diferit la o aluniță? Cum o depistăm că e diferită? În primul rând, o aluniță care este asimetrică, avem în dermatologie o regulă așa de urmărire a lor, ABCDE. A de la asimetrie, dacă este un pic asimetrică față de celelalte, B de la borders, adică are marginile neregulate, C de la culoare, că au mai multe nuanțe, mai multe tipuri de pigment în interior, D de la diametru, putem să o comparăm cu capătul cu gumă al unui creion, deci dacă depășește acel capăt al creionului ca și diametru, ar trebui să ne pună pe gânduri, și E de la evoluție. Dacă ni se pare că crește destul de repede, am sesizat-o în ultimele luni, nu ne-am dat seama înainte că o aveam, sunt tot felul de exprimări cu care vin pacienții, acum am văzut-o, nu e de mult timp, nu știu ce-i cu ea, de când a crescut așa, astea sunt semnele care ar trebui să tragă. Trebuie să ne trimită rapid la doctor. Evaluările alunițelor nu sunt dureroase, deci nu avem de ce să fim speriați. Exact, asta voiam să vă întreb. Cum decurge o vizită la dermatolog pentru a ne controla alunițele? Mă gândesc că dacă cumva povestim oamenilor, nu se mai tem atât de mult, că nu se întâmplă nimic grav. Avem inițial o discuție, trebuie să ne spună pacientul ce îl îngrijorează. Trebuie să-l vedem din cap până în picioare, să analizăm și alunițele care nu-l îngrijorează pe el, dar și, în primul rând, pe cele care l-au adus la doctor. Nu este dureroasă procedura de examinare. Vedem alunițele foarte mărite cu un aparat special, un dermatoscop sau un photofinder, care le mărește foarte mult, iar noi, după cum arată sub acest aparat, ne orientăm dacă sunt benigne, dacă au un anumit risc, și atunci ori putem recomanda să le scoatem, ori să le urmărim la un an, la 6 luni, la 3 luni, în funcție de cum arată și în funcție de istoricul persoanei. Deci trebuie să vorbim un pic cât s-au expus la soare în trecut, ce obiceiuri au acum, s-au protejat, au folosit cremă de fotoprotecție. Înțeleg, pacienții dumneavoastră se supun cumva recomandărilor dumneavoastră când le spuneți atenție, redu drastic expunerea la soare? Când revin la control, arată mai bine alunițele?
De cele mai multe ori, da. Începem să avem și noi educația asta la noi în țară. Până acum câțiva ani nu era, nu știam de creme, nu știam de pericolele expunerii la soare. Încep să fie din ce în ce mai mulți oameni îngrijorați de partea asta. Exact. Mă rog, mai mult de îmbătrânire decât de cancerele cutanate, dar acum ele merg mână în mână. Și exact. Când trebuie să ne ferim de soare pentru mai multe motive. Exact. Iar legat de... vreau să vă mai întreb despre alunițe, dar pentru că am adus vorba de factorul de protecție solară, oamenii români au început să folosească din ce în ce mai mult acest tip de produse, mai ales că acum avem la dispoziție tot felul de texturi pentru aceste exact. Produse. Nu mai poți să spui că nu mi se potrivește acea cremă, că e prea grasă, nu? Exact. Exista concepția că folosim factori de protecție doar la plajă în vacanță. Nu. Trebuie să-l folosim și în oraș, cel puțin pe față, pe zonele expuse, iar la plajă în vacanță cu atât mai mult. Avem foarte multe variante, spray-uri, creme, loțiuni, matifiante, pudre, deci exact. Sunt pentru toată lumea, pentru toate tipurile de ten și toate problemele. Exact. Iar factorul de protecție sau produsul respectiv cu factor de protecție trebuie așezat în rutina de skincare sau de make-up, ultimul? Ultimul după produsele de skincare, deci după orice înseamnă ser, creme, da. Am terminat cu îngrijirea, cu rutina, aplicăm SPF-ul, îl lăsăm puțin să se așeze 10-15 minute și apoi ne putem machia dacă vrem să ne machiem. Dacă vrem deci să ne după machiem. Rutina de skincare, înainte de machiaj. Exact, exact. Cât contează ce factor de protecție alegem, 30 sau 50, mai puțin de 30, eu nici nu concep. Așa e, nu oferă foarte multă protecție cele cu factor mai mic de 30. Pentru o persoană cu obiceiuri normale recomandăm iarna 30, de exemplu, dacă găsește texturi mai bune, și vara 50. Dacă avem anumite probleme, facem tratamente care sensibilizează peeling-uri chiar și iarna, atunci 50 și iarna. Iar la plajă nici nu discutăm de mai puțin de 50. 50, exclus. Și dacă ajungem, de exemplu, în situația în care ne recomandați dumneavoastră ca medic specialist dermatolog să scoatem o aluniță, să scăpăm de ea, pentru că poate prezenta pentru că poate fi un factor de risc. Ce presupune excizia lor? Cum se petrece intervenția? Putem excizia alunițe prin două moduri, excizie laser sau chirurgicală cu bisturiu. La excizia laser se pretează doar anumite tipuri de alunițe, trebuie să fim siguri că sunt benigne și că nu au pigment. Pentru că noi, practic, cu laserul o ardem complet. Nu ne mai rămâne piesa să o trimitem la biopsie și să știm cu exactitate ce a fost, să fie analizată la microscop. Deci nu ne mai rămâne nimic din ea. Trebuie să fim 100% siguri că e în regulă. Pentru cele cu pigment sau la care ne gândim că au un oarecare risc, excizia este chirurgicală, se face o mică anestezie locală ca la dentist, sub aluniță, o scoatem cu bisturiu, facem o cusătură foarte frumoasă și piesa o trimitem pentru siguranță la biopsie să fie analizată de un medic anatomopatolog la microscop, să ne vină rezultatul. Rezultatul anatomopatologic e cel 100% sigur că ea e benignă. Iar procedura nu este dureroasă, recuperarea nu e grea. Nu. Putem sta cu un pansament 2-3 zile, depinde cu ce fire închidem. Da. Acea mică operație le putem scoate sau pot fi fire resorbabile, asta depinde. E o incizie mică care se vindecă repede, adică nu ne pune probleme mari. Există recomandări să nu facem acest tip de intervenție poate pe timpul verii, pentru că ulterior pielea se bronzează, prinde un pigment în zona exciziei cumva? Oricum, orice tip de operație, da, orice tip de operație e bine să nu expunem la soare, pentru că se poate vindeca mai urât decât în mod normal. Recomandăm de obicei să se evite vara tipul ăsta de intervenții, mai degrabă din motivul confortului. Trebuie să stăm 2-3 zile cu un pansament, să nu udăm zona, să o îngrijim într-un anumit mod și ne e mai ușor să facem asta iarna, când suntem acoperiți, e puțin mai frig afară. Toamna, iarna, facem. Vara, bineînțeles, dacă avem ceva care ne pune probleme, le acoperim și nu le expunem la soare. La soare.
sau, Doamne ferește, dacă este ceva urgent, facem și vara. Bineînțeles. Vara, dacă e vorba de ceva electiv, adică nu ne pun probleme mari, le putem amâna puțin. Ați menționat mai devreme biopsia. Mi-am scos și eu câteva lunițe și întotdeauna intervenția a fost urmată de biopsie, adică probele au fost trimise la biopsie. Doctorița mi-a dat de ales, le trimitem sau nu. Bineînțeles, am mers pe mâna și pe recomandarea dânsei și le-am trimis. Dar am colege care au ales să nu își trimită alunița la biopsie, pentru că sunt și costuri în plus, nu sunt foarte, poate, accesibile pentru toată lumea. Ați spus că biopsia este o analiză anatomopatologică a aluniței. De aceea este importantă, nu? Pentru că este singura metodă. Ea ne dă diagnosticul de certitudine. 100% benignă sau, Doamne ferește, malignă. Noi cu dermatoscopul ne putem orienta cu o precizie de până la 90, 95, 98% în funcție de expertiza fiecărui medic. Dar diagnosticul de certitudine, ăsta este. Putem eventual să evităm trimiterea la biopsie dacă la dermatoscopie suntem foarte siguri că e în regulă. Dar de obicei recomandăm, mai ales dacă sunt scoase chirurgical și avem piesa. Exact. Deci, putem să stăm mai liniștiți așa și noi și pacienții. Exact, exact. Deci chiar recomandați pasul ăsta să nu fie evitat. Da, da. Și eu cred în el. Ce ar trebui să ne îngrijoreze o aluniță care este pe piele, cumva la nivelul pielii, sau care este crescută în afară, știți, stilul acela de alunițe? E o concepție greșită, m-am întâlnit și eu cu ea, ideea în care cele la nivelul pielii sunt în regulă și cele crescute ar fi cu probleme. Nu se leagă neapărat de asta. Foarte multe care sunt un pic reliefate sunt benigne, majoritatea de fapt. Și sunt multe cancere care apar la nivelul pielii, deci sunt netede și, nu știu, poate oamenii se gândesc, nu e ieșit în relief, nu am de ce să mă îngrijorez. Deci nu e asta o regulă. Nu este o regulă. Nu. Deci să nu fim, să ne păcălim. Să ne bazăm pe treaba asta. Pe detaliul acesta. Și așa cum ați spus, anulințele care au culoare mai închisă, acele ar trebui cumva să ne îngrijoreze. Ce sunt acele anulințe roșii? Am mai văzut la unii oameni niște alunițe care sunt uneori în afara pielii, dar mai roșii sau mai roșcate. Sunt angioame. Provin din niște vase de sânge dilatate care și, în final arată așa ca o aluniță, dar este roșie. Acelea nu pun niciun fel de probleme. Trebuie și ele urmărite și scoase dacă ne deranjează estetic. Le putem zgâria, se închid mai greu, dar mai degrabă din motive estetice ajungem să le tratăm. Exact. Așa cum ați spus și mai devreme, legat de motive estetice, mi-a venit o întrebare care iarăși mi-a scăpat în clipa asta. Dacă ne agățăm, asta voiam să vă întreb, s-a întâmplat să îmi agăț o aluniță sau să aud pe cineva care, măi, mi-am agățat o aluniță, a sângerat puțin pe moment, dar s-a liniștit ulterior. Mergem cu ea la control, o lăsăm așa să se... Ce s-a întâmplat, de fapt? Am pățit și eu asta, la fel am fost speriată la momentul respectiv. Majoritatea se pot vindeca ca orice țesut. Okay. Important este să nu le traumatizăm foarte des. Dacă sunt în zona cerceilor și ne toți zgâriem la ele, hainelor, fermoare, exact, la linia sutienului, este mai bine să le verificăm și să ne alegem un moment în care să le scoatem, pentru că traumatismele repetate le pot modifica. Dacă ne-am lovit, ne-am zgâriat odată, a sângerat, s-a oprit, nu e nicio infecție, nu e neapărat un motiv să le excizăm chirurgical. Dar dacă sunt într-un loc în care le tot expunem traumatismelor, cel mai bine să rezolvăm problema scoțându-le. Scoțându-le mai bine, să nu, că ele fiind agresate tot timpul, poate de o cusătură, așa cum am spus, de o cusătură, de fermoar, o curea, e bine să nu le expunem la traumatisme repetate, pentru că atunci se pot transforma în ceva mai periculos. Exact, exact. Vreau să ne întoarcem puțin la produsele cu factori de protecție solară, pe care, în sfârșit, și noi, noi românii mă refer, începem să le folosim din ce în ce mai mult. Avem la dispoziție, așa cum am zis, numeroase opțiuni de texturi și prețuri. Deși nici cele mai ieftine nu sunt cele mai accesibile.
Care este cantitatea pe care trebuie să o aplicăm pe față și pe corp de produs cu factor de protecție? Cu cât ne dăm? Am văzut eu niște recomandări pe Instagram, dar vreau să aud de la specialist, bineînțeles. La nivelul feței, de exemplu, ca să ajungem la factorul menționat pe etichetă, ar fi nevoie să aplicăm cam jumătate de linguriță. Este calculată o linguriță pentru tot scalpul, față, gât și decolteu, pentru persoane care nu au așa mult păr. Deci jumătate de linguriță la nivelul feței, sau dacă este vorba de creme, putem măsura pe lungimea unui deget și să scoatem cel puțin de lungimea unui deget în tub. Sunt, mă rog, informații, dacă textura este mai subțire, să punem cât două lungimi de deget. Da. Dacă e mai fluidă, mai subțire, exact, mai light. Exact. Deci destul de mult. Iar la, pe corp, să aplicăm din belșug. Sunt diverse cantități, dar nu pot fi respectate neapărat de la produs la produs, pentru că diferă texturile. Textura. Deci și trebuie să aplicăm din plin ca o cremă hidratantă. Și să nu uităm locuri care deseori sunt neglijate, nu-i așa? Precum poate mâinile. Da, dosul mâinilor, urechile. Urechile. Da, și sunt persoane în vârstă care au foarte multe cancere la nivelul urechilor, pavilionului urechii, okay, pentru că acolo nu se gândește nimeni să folosească cremă. Da, nu ne dăm seama, pur și simplu neglijăm. Și sunt zone foarte expuse. Foarte expuse, la fel și labele picioarelor. Cumva stăm în sandale vara sau în încălțări decupate, deschise și uităm de... Nu e foarte comod, îmi dau seama că nu e foarte comod să aplici pe zone de genul ăsta, dar... Buzele, la fel, buzele sunt ignorate de multe persoane. Acum sunt sticuri cu factor, balsam de buze cu factor, exact, măcar 30-50, dar sunt produse separate, pentru că altfel nu ne-am fi dat cu cremă, cu aceeași cremă și pe buze, mulți dintre noi. Mulți dintre noi, exact. Important e că avem opțiuni și doar că trebuie să fim conștienți că e crucial să le folosim, să folosim astfel de produse. Ce părere aveți despre machiajele, despre produsele de make-up, de obicei fonduri de ten sau pudre, care au un anumit factor de protecție? Rămânem cu el sau îl plusăm cu un produs special de... Cel mai bine aplicăm dedesubt, înainte să începem să ne machiem, un produs special cu SPF 50, în cantitatea corectă. Nu am avea nicio problemă cu ele, dar nu aplicăm un BB, un CC cream sau un fond de ten în aceeași cantitate în care am aplica un SPF, pentru că nu ar arăta bine. Bine. Reducem mult exact cantitatea, ele oricum au SPF 15-25, majoritatea din ele, și atunci nu ajungem la protecția care trebuie. Da. Exact. Pudrele cu SPF 50 sunt foarte bune pentru reaplicarea pe parcursul zilei dacă ne machiem. Cam astea sunt opțiunile, pentru că altceva nu avem ce să punem peste. Dar sunt pentru reaplicare, nu pot fi singura protecție din ziua respectivă. Exact, să nu rămână singura protecție. Am văzut că există niște spray-uri cu factor de protecție 50 chiar, în format chiar și travel size, adică într-un format mai mic. Cred că sunt utile pentru o reaplicare de-a lungul zilei. Pentru față le-am testat, am testat unul dintre ele. Lasă o ușoară pelicula albă, adică nu poți chiar așa să te dai fără să vezi, să nu ai o oglindă la îndemână. Da. Trebuie tapotat cumva să... Dar cred că este util un astfel de produs cumva, nu? Da, sunt utile mai ales când suntem plecați în vacanțe și ne e greu să aplicăm o cremă cu mâinile sau avem tenul mai sensibil și la aplicări repetate, poate ne e greu să ne spălăm pe mâini. La această formă trebuie să avem grijă să nu-l inhalăm direct și să ștergem un pic din jurul ochilor. De-aia peste machiaj e un pic mai dificil. Okay. Deci când nu purtăm machiaj e o variantă. Da. Nu are, pentru machiaj rămân pudrele, care din păcate la noi încă nu sunt, nu avem o gamă foarte variată. Nu. Dar nu avem încă o gamă foarte variată și practică, produse practice pe care să fie și make-up și SPF. Da. Eu mai recomand din motivul ăsta să alegem un SPF cu pigment, dacă ne dorim să ne machiem. Okay. Pe acela îl aplicăm în loc de fond de ten și mai putem aplica un strat pe parcursul zilei, de exemplu. E aceeași textură, aceeași culoare. Exact. E o altă variantă. Exact.
să alegem varianta asta pe timpul verii, ca să ne fie mai ușor să reaplicăm. Să reaplicăm. O să mai am două întrebări pentru dumneavoastră în finalul emisiunii. Una ar fi, ce le spuneți pacienților care spun, hei, dar vreau să mă bronzez și eu puțin vara asta, nu pot să mă dau numai cu 50 în continuu. Ce le spuneți? Majoritatea pun problema așa. Nu există, din păcate, bronz sănătos. Exact. Orice tip de bronz este un răspuns al pielii la o agresiune. Se pigmentează pentru a-și proteja ADN-ul celular. Trebuie să alegem. Vrem să avem pielea sănătoasă, să nu creștem riscul de cancer de piele, să nu îmbătrânim prematur. Nu ne expunem. Exact. Ne așezăm la umbră și folosim și factori de protecție. Acum fiecare alege ce e mai important pentru el, dar trebuie să punem în balanță riscurile și beneficiile. Dacă ne dorim să fim bronzați și în același timp foarte tineri și să facem proceduri de înfrumusețare, nu prea merg împreună. Unele cu altele. Da. Nici nu vine să cred că urmează să mai pun o întrebare, mi-a venit acum în cap, o întrebare pe care o să vă pun imediat. Nici nu vine să cred, dar cred că încă se poartă în România acest tip de bronzare și anume artificial la solar. Și aș vrea să punctăm puțin, să subliniem cât de periculos poate fi acest gen de bronzare pentru piele în timp. Chiar mai periculoasă decât expunerea la soare obișnuită. Și da, se poartă. Avem multe paciente care ne spun, aleg, deci chiar punând în balanță, aleg, ok, nu mai fac aceste proceduri pentru că eu vreau să mă bronzez la solar. Sau mă bronzez la solar un pic înainte să merg la mare ca să nu mă duc albă. Mai durează ceva până scăpăm de ideile astea. Este foarte nesănătos pentru ten, poate dubla în expunerea cronică riscul de cancer de piele. Exact. O ultimă întrebare în discuția noastră de astăzi, care mi s-a părut extrem de utilă. Cum alegem medicul dermatolog? Mi s-a întâmplat deseori să fiu întrebată de colegii sau prietene, tu la cine mergi? Zi-mi la cine să merg cu alunițele. Cumva, cred că cumva e tot ca o formă de a-și aduna curajul, de a face pasul ăsta. Cum alegem medicul dermatolog? Ne putem baza și pe informațiile din mediul public, dar și pe recomandări. Exact. Și dermatoscopia și analiza alunițelor este un fel de supra-specializare. Trebuie să mergem la medici care se specializează și merg și pe ramura asta, printre altele. Nu se ocupă toți la fel de bine de absolut toate ramurile dermatologiei, că avem estetică, avem chirurgie, avem dermatoscopie, cancere de piele, sunt multe. Foarte multe ramuri. Să se ocupe de dermatoscopie, să aibă experiență în domeniu și ca să aibă pacienții mai mult curaj, chiar e indicat să meargă prin recomandare la un medic care, nu știu, cunoștinței lui i-a făcut o impresie bună. Exact. I-a explicat pendelete ce are de făcut, de ce să se teamă, de ce nu. Și pur și simplu aceasta să fie alegerea. Da. Mulțumesc pentru cuvinte. Adelina Vasilescu, medic specialist, dermatolog, Clinica Avra. Și eu mulțumesc pentru invitație. Mulțumim pentru informații. Mi-a făcut plăcere. Vă așteptăm cu drag cu alte teme pe care să le pregătim. La fel, dacă v-ați uitat la emisiune și aveți idei de teme de sănătatea pielii, de estetică facială, ce teme ar putea să ne mai propună cei care se uită oare? Tratamente despre care vor să afle mai multe. Exact. Subiecte de skincare. De skincare, mai ales că este foarte popular acest subiect de skincare. Și circulă și multe informații care nu sunt neapărat corecte. Exact, cu toate. Să ne luăm informațiile de la specialiști, în primul rând. În primul rând, exact. Exact pe aceste teme o să vă aștept cu drag în studio la noi. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit astăzi. Vă readuc aminte, în final, nu pot să trec peste acest pas, despre revista Unica de iulie, care se află acum pe piață. Mulțumim că ne-ați urmărit, ne revedem cu drag într-un nou live, într-o zi de miercuri. Cu bine, mulțumesc, doamna doctor! Și eu mulțumesc, la revedere!